Consilierii județeni au aprobat alocarea sumei de 85.000 de lei pentru educație. Mai exact, banii vor fi alocați pentru finanțarea și organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene. Iar pe parcursul acestui an, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar, peste 6.000 de elevi din județul Hunedoara urmează să participe la aceste competiții. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare programate pentru anul școlar în curs, sunt așteptați să participe peste 6.000 de elevi din județul Hunedoara. Consiliul Județean Hunedoara a alocat în acest sens suma de 85.000 de lei. Orice activitate pe care Inspectoratul Școlar o face și vine cu cereri către Consiliul Județean să-i susținem din punct de vedere financiar, am aprobat-o cu mult drag. Iată că și de data asta, când doamna inspector general a venit cu o propunere, s-a aprobat și le mulțumesc pentru aceasta tuturor consilierilor județeni care au votat acest proiect. Știm bine că în decursul anilor am avut copii care au fost olimpici și este mare mândrie pentru noi, pentru județul Hunedoara, că avem olimpici. Au fost copii care au terminat bacul cu nota 10 și au fost copii care au terminat școala generală cu nota 10 la promovare. Este mare lucru, deci să iei capacitatea cu nota 10, să iei bacul cu nota 10, să fii și olimpic, trebuie să fii mândru cu asemenea copii. Și eu am spus că întotdeauna acești bani nu sunt mulți pentru faptul în sine că este singura recompensă pe care noi, Consiliul Județean, chiar o putem face pentru acești copii minunați. Fondurile alocate de Consiliul Județean Hunedoara vor fi destinate asigurării materialelor și tipizatelor necesare desfășurării în bune condiții a probelor pe discipline de învățământ, pentru premii, precum și pentru tipărirea diplomelor care se acordă participanților și premianților.